Kiss Filonaș, prefectul județului Sălaj, a declarat că în ceea ce privește modul de organizare al referendumului de pe data de 29 iulie, sunt în grafic cu toate activitățile desfășurate conform calendarului stabilit. S-au luat măsuri extreme, practic s-au desfășurat activități ca și la alegerile locale, totul fiind sub control. În județul Sălaj sunt 229 secții de votare cu 221.690 de buletine de vot și 1.495 ștampile cu mențiunea votat. Prefectul s-a declarat mulțumit de participarea președinților de la secțiile de votare la instruire. Acesta a subliniat că a solicitat imperativ președinților secțiilor de votare să fie corecți, să colaboreze cu membrii celorlalte partide, să nu existe tensiuni. Fiecare secție de votare are și o urnă specială. Mirela Lazoc, președinta Bej, a anunțat că scrutinul se va deschide la ora 7 și se va închide la ora 23, cum prevede legea. În primul rând vreau să vă salut cu prietenie, să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la această conferință de presă. Tema conferinței este modul de organizare și desfășurare a referendumului, care, așa cum știți, se va desfășura duminică, în 29. Sunt la această conferință de presă însoțit de doamna președintă a Biroului Electoral Județean, cu care vreau să vă spun că am colaborat eficient și extrem de corect în această perioadă. Sper că această activitate se va derula bine până la capătul drumului. Aș vrea să vă comunic câteva lucruri care țin de organizare și care, sigur, erau în atenția mai mult a instituției prefectului, urmând ca doamna președintă să facă câteva precizări, ceva mai punctuale, să spun așa, de interes public, care vizează organizarea și desfășurarea referendumului duminică. Una dintre sublinieri care aș vrea să o fac e faptul că suntem în grafic cu toate activitățile desfășurate, prevăzute în calendar. Practic, n-am avut nicio sincopă în organizare, totul s-a desfășurat conform calendarului stabilit. Aș vrea să vă spun că, din punct de vedere organizatoric, am luat măsuri extreme, dat fiind sensibilitatea acestui referendum și miza politică extrem de importantă. Practic, am desfășurat o activitate ca și la celelalte alegeri, la alegerile locale, unde știți că n-am avut de asemenea evenimente deosebite și probleme deosebite. Am fost extrem de riguroși, foarte atenți la prevederile legii. Acolo unde au fost anumite lucruri neclare, ne-am informat, am cerut precizări și vreau să vă spun că la această dată totul este sub control. Din punct de vedere organizatoric, lucrurile nu s-au modificat semnificativ, să spun așa, în legătură față de alegerile locale. Avem aceeași organizare. Cred că ați remarcat și voi, am rămas cu același număr de secții de vot. 299 am avut la alegerile locale, 299 avem la alegerile acestea, la referendumul acesta. Deci, cu alte cuvinte, ne-am păstrat structura organizatorică consacrată în alegerile locale. Pentru activitatea noastră a fost delimitarea, numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare, lucru pe care l-am făcut și eu cu ocazia instruirii primarilor și a președinților secțiilor de vot și prin hotărârea prefectului pe care, sigur, a fost publicată și se cunoaște. Am făcut o bună instruire a primarilor și secretarilor de primării, precum și a președinților secțiilor de vot. Este edificator în acest sens și faptul că n-a lipsit nimeni de la instruire. Deci, practic, toată lumea a participat la instruire, oamenii știu elementele de organizare, știu elementele de lege, care sunt stipulate în lege, cu alte cuvinte, am făcut o treabă extrem de aplicată și în bune condiții. La această dată am preluat toate materialele electorale care sunt necesare în procesul de votare. Avem, spre exemplu, 221.690 de buletine de vot. Avem tot atâtea timbre autocolante.
avem 1495 de ștampile cu mențiunea votat, în medie cam 5 parcă pe fiecare secție de vot. Numărul de alegători față de locale nu s-a modificat semnificativ, sunt cu vreo 600 mai puțin. Acestea sunt mișcările acestea naturale care au apărut pe traseu și care sigur au fost operate de cei cu atribuțiuni. În colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Jandarmeria, dar și cu cei de la situații de urgență, asigurăm, începând de vineri, chiar și când începe distribuirea materialelor pe 7 trasee, parcă 7 trasee sunt la nivelul județului, o activitate comună de siguranță a materialelor, de pază și celelalte elemente care țin de ordine publică. Lucrul acesta se va desfășura, va fi realizat sigur și sâmbătă și duminică, apoi până la încheierea procesului de votare și până când secțiile de vot vor veni de data aceasta, fiecare secție cu președintele, cu cei din biroul electoral, mi se pare că doi, dacă bine rețin, și împreună cu cel care asigură paza, vor veni la prefectură, la statistică și la birou județean pentru confirmarea procesului verbal, pentru ok pe procesul verbal respectiv. Aș vrea să vă spun că am solicitat imperativ președinților secțiilor de vot să aibă o atitudine extrem de corectă în secții, să fie plenitudinea forțelor și fizice și psihice, să asigure un climat riguros de organizare în secțiile de vot, să realizeze o bună colaborare cu membrii din birourilor electorale din care reprezintă partidele politice. Știți sensibilitățile care există și tocmai pentru acest lucru le-am cerut acest lucru. E extrem de important ca toată atmosfera din secție să fie una lucrativă, riguroasă, dar și relaxată, deci fără tensiuni. Iar dacă, sigur, sper să nu fie, noi am făcut și o bună activitate de informare în această perioadă, cunoașteți că a apărut și mesajul acesta, mita și votul ilegal înseamnă închisoare, pe care l-am distribuit în toate localitățile, la toate secțiile de vot. Am avut grijă ca ele să fie publicate. Ați dat și voi foarte multe elemente de organizare din lege, pentru lucru pentru care vă mulțumesc cu căldură. E foarte important. Deci, din punctul meu de vedere, elementele de organizare, elementele de mesaj public, de cunoașterea legislației sunt definitorii în această activitate extrem de încărcată emoțional și politic și pe care am dorit să o gestionăm impecabil. Eu sper că și experiența de la locale, dar și măsurile care le-am luat împreună cu colegii mei, domnul suprefect, cu domnul director Caraba, care au fost extrem de implicați în această activitate și care au avut o mare experiență în spate, sper că vor fi de bun augur și procesul la referendum de votare să se desfășoare în bune condiții. Salut toți participanții la această conferință de presă organizată de instituția prefectului județului Sălaj. Arăt și eu că am avut o colaborare deosebită, bazată pe corectitudine și principialitate cu domnul prefect. De asemenea, confirm că suntem în grafic, respectiv programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului național din 29 iulie 2012 a fost respectat. Țin să precizez că la data de 24 iulie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial legea numărul 153 din 24 iulie 2012, având ca articol unic aprobarea OUG 41 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea legii numărul 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului cu modificări și completări.
Ca urmare, articolul 34 din legea 3 pe 2000 se modifică și va avea următorul cuprins. Scrutinul se va deschide la ora 7 și se va încheia la ora 23. De asemenea, s-a modificat articolul 32 din aceeași lege, astfel încât în ziua referendumului, la ora 6, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor, după care închide și sigilează urnele, aplicând ștampila de control a secției de votare. Văzând dispozițiile modificatoare ale legii 3, Biroul Electoral Central a emis hotărârea numărul 23, care a modificat următoarele hotărâri ale Biroului Electoral Central emise anterior. În urma acestor modificări, primul paragraf al notei din anexa 4 se modifică și va avea următorul cuprins. Acreditarea, care poate fi în copie sau original, permite accesul titularului în localurile secțiilor de votare, începând cu ora 6 a zilei votării, iar la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție ale județelor și ale municipiului București, Biroul Electoral pentru secțiile de votare din străinătate și oficiile electorale de sector al municipiului București în spațiile special stabilite în acest sens. De asemenea, se precizează că acreditarea, care poate fi în copie sau în original, permite accesul titularului în localurile secțiilor de votare începând cu ora 6 a zilei votării, iar la biroul electoral central, celelalte birouri, în spațiile special stabilite în acest sens. De asemenea, hotărârea Biroului Electoral Central numărul 7 din 13 iulie 2012 privind unele măsuri pentru buna desfășurare a procedurii de votare și consemnare a rezultatelor votării la referendum național se modifică, se completează, astfel încât articolul 1 va avea acest cuprins. Scrutinul se desfășoară în data de 29 iulie 2012 până cu ora 7 și până la ora 23, data și ora locală. Aliniatele 1 și 2 ale articolului 8 se vor modifica și prevăd articolul 8. La ora 23, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea secției de votare. Iar alegătorilor care la ora 23 se află în sala unde se votează, li se va permite să-și exercite dreptul de vot. Apoi, s-a aprobat organizarea și implementarea unui sistem care se asigure în ziua referendumului informarea opiniei publice și a mass mediei cu privire la prezența populației la vot pe teritoriul național, conform următorului orar de monitorizare și informare. Deci față de ora de referință 10, până la ora 11 transmit secțiile de votare informațiile la biroul electoral de circumscripție, iar la ora 11 și 30 aceste informații vor fi disponibile și date publicității. Pentru ora 14 informațiile vor fi cuprinse până la ora 15, vor fi date publicității la 15:30. Ora 17, se furnizează informații până la ora 18, vor fi disponibile la 18:30. La ora 20, datele colectate până la ora 20, se transmit la ora 21, vor fi disponibile la 21:30. Și tot așa, pentru ora 23, se transmit informații până la 24 și vor fi disponibile la ora 0:30. Și cum se fac conferințele? La orele astea? Datele vor fi disponibile și date publicității. Dacă se poate să putem să nu organizăm neapărat conferințe de la toate orele cetar, să furnizăm acestea. Dumneavoastră sunați pentru că e mai simplu, facem o conferință, numai ne adunăm jumătate de oră ca să transmitem niște informații. Totuși să veniți în caz că
Aveți datele, da, dar bineînțeles, dacă dumneavoastră vă prezentați și solicitați, noi vom lua măsurile care se cuvin. De unde s-au primit buletinele de vot? De unde au fost aduse? De la Imprimeria Națională. Toate se au tipărit la Imprimeria Națională. Sunt sub pază. La București. Categoric, sigur. Da. Sunt mâine, sub pază, mâine le vom preda. Procesul de distribuire. Și au început distribuția buletinelor de vot anulate pentru a fi afișate în secții. Noi am anulat ieri aceste buletine de vot și le-am repartizat în saci, că în saci am pregătit cu materialele necesare votării, în vederea afișării câte un exemplar în localul secțiilor de votare. Da, este obligatorie afișarea și noi ne-am ocupat din timp de acest aspect. Și câte buletine va putea cere un votant care a ștampilat greșit, aplică ștampila aiurea? Mai cere un singur buletin? Fiecărui votant îi se va înmâna un buletin de vot. Și dacă ștampilează aiurea? Asta e, trebuie să fie atent, mai ales la acest scrutin. Avem un buletin de vot simplu, cu da sau nu. Deci, cine greșește, trebuie să-și asume greșeala. Deci, fiecare votant are dreptul la un singur. La măsurile locale, cei care, dacă nu li se asigura secretul votului, se putea anula buletinul respectiv. Bun, asta, cum să spun, este o problemă de oportunitate care o rezolvă pe loc președintele secției de votare respectiv. Oricum, mesajul trebuie să fie atenție. Da. Ce se întâmplă cu buletinele de vot rămase nefolosite? Când se anulează? Când se declară votarea încheiată, prima operațiune este desigilarea urnelor și, înainte de desigilarea urnelor, se anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate. Aceasta este prima operațiune, după care se procedează la desigilarea urnelor. Da. Da, deci prima operațiune după ce se declară, după ce se declară procesul electoral încheiat. Da. Se depun la biroul electoral central aceste acreditări? Nu. La biroul electoral central? Dar se rezolvă. Cred că inclusiv în acea zi se rezolvă. Nici nu cred să aveți vreo problemă. Ne puteți avea despre bază? Da. Baza este realizată exclusiv de jandarmi, de poliția județului. Dar nu știți că jandarmi au bază câte secții? Ce de la poliția au bază? Așa, vă pot spune că sunt în medie 2 pe secție. Da. Pentru că ei vor asigura și deplasarea cu urnele volante. Deci ceea ce semnifică 299 ori 2, în jur de 500 și ceva de urne cadre. Speciale? Merge și cineva de la organele câte de... La fiecare secție are una. Da, vă rog, dacă mai sunt alte întrebări. Doamna președintă, ați încheiat? Am încheiat. La alegerile precedente, se vedea vorba tot așa de alegeri generale europarlamentare, s-au fost făcute niște echipe mobile de anchetă, ca să se identifică votul pentru sau fraudare. Mai sunt echipele mobile valabile? Nu, n-am făcut, nici la locale n-am făcut echipe mobile de anchetă. Dacă vor fi abordări de tipul ăsta, eu sper să nu fie, încă o dată, după ce activitate de organizare și de informare am făcut, cred că nu vor fi. Dar dacă vor fi, fiți siguri că vom fi capabili să luăm măsurile corespunzătoare, să identificăm zonele acestea și să vedem ce s-a întâmplat. Deci n-am pornit din stat de la premisa că se va fura, se va frauda, se vor face nebunii. Sper să fie totul ok. Mulțumim. Și vă mulțumim.